Bună seara, suntem la o nouă ediție a emisiunii Cu sufletul deschis. Sunt deosebit de încântată să am o invitată specială, unul din cei 162 de copii din țară care au obținut media 10 la bacalaureat. Este vorba de Anda Sofian, de la Liceul Teoretic Traian Alescu din Hunedoara. Bună seara, Anda, și bine ai venit la noi în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Îmi face mare plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră. Pentru că suntem la emisiunea Cu sufletul deschis, te-am chemat, te-am invitat cu mare drag și te respect pentru toată munca ta pe care ai depus-o în toți acești ani ca să ajungi la acest rezultat și aș vrea să-ți deschizi sufletul la noi în emisiune. Și aș începe cu prima întrebare. Dacă ai avut emoții la examen și dacă ți-ai dorit, dacă tu ți-ai făcut o țintă pentru a obține acest rezultat? Nu, absolut deloc. Nu mi-am dorit să iau 10. Adică, cumva, cred că e visul extrem al oricărui copil care a fost un copil bun în liceu, dar nu a fost așa o ambiție personală de chiar îmi doresc să iau neapărat 10. A fost mai mult vreau să iau bacul cu o notă mare ca să pot intra la facultate și să știu că îs eu mulțumită de nota respectivă, cât despre, nu știu, modul în care eu privesc 10-le ăsta, nu mi se pare incredibil, nici nu prea procesez încă că s-a întâmplat chestia asta. A fost, pur și simplu s-a întâmplat, am apreciat, mă bucur foarte mult, dar nu mi se pare... Ce ai simțit în momentul în care ai primit rezultatul? Eram la cafea cu sora mea mai mare, care m-a susținut super mult în această perioadă și eram foarte stresată. Cineva de pe stradă strigase că luase bacul și o să vă zic foarte sincer că m-am frustrat puțin pentru că m-am uitat așa și eram, doamne, dar n-ai făcut mare lucru, doar ai luat bacul. Și eram așa, cumva, foarte... Nici nu voiam să mă uit, mi era foarte, foarte frică să mă uit, că aveam impresia că mi s-a anulat una dintre lucrări. Și când m-am uitat, cred că am verificat de cel puțin 10 ori, în fiecare secundă dădeam refresh la pagină, m-am uitat pe codul meu, m-am asigurat că e codul meu, am pus-o și pe sora mea să se uite și am rămas blocată pentru aproximativ o oră, chiar n-am mai știut ce să zic și eram... Da, nu mă așteptam la asta și cam atât. Adică am rămas blocată toată ziua. Care sunt, Anda, consecințele obținerii acestei note de 10 la bacalaureat pentru tine? Deci, ce ți-aduce ea bun în viața ta? Pe lângă toate felicitările primite de la toată lumea, mi se pare că cumva mi-a asigurat și încrederea de sine și răsplătirea unor eforturi pe care le-am făcut și nu mi s-au părut neapărat apreciate în liceu. Cât și chestiile de facultate, că nu mai am stresul acela în plus, că nu intru la facultate, pentru că știu că am locul asigurat dacă am 10 în bac. Și cred că pentru mine personal contează mai mult stima de sine și faptul că mă simt recompensată pentru munca mea. Ai spus că nu te-ai simțit, munca ta n-a fost întotdeauna suficient de apreciată de-a lungul activității tale cât ai fost elevă în liceu. Aș vrea să te întreb de ce. Știu că sistemul de învățământ are unele lacune, nu este totul perfect. Ce ai simțit tu că nu este în regulă sau ce crezi că te-a frânat sau... Poate, cum spui tu, ți-a scăzut puțin stima de sine sau încrederea în tine. Aș vrea să discutăm puțin despre lucrurile astea, pentru că ești un copil deștept, realizezi toate aceste lucruri și poate, cumva, vocea ta va fi auzită și a altor copii și se pot face acele mici modificări.
Am avut norocul de niște profesori extraordinari ca oameni, dar din păcate există mici probleme la nivel de ce învățăm și ce ne dorim să învățăm. Eu fiind la profil de filologie, vă spun sincer că am fost într-un conflict destul de mare cu matematica. M-am și mutat. Inițial fusesem în clasa nouă pe Mate Info. Și nu aveam niciun fel de interes față de orele de biologie, de chimie. Știam că sunt importante și realizam chestia asta, dar nu mi s-ar fi părut normal să-mi conteze la media mea, la fel de mult cum contau istoria, română, profilele, materiile la care dau bacul. Adică mi s-ar părea că, nu știu, un sistem cad la facultate cu credite, în funcție de cât de importantă e materia pentru profil, ar fi mai eficient pentru mine personal. Adică eu așa aș face chestia asta. Adică tu ai vedea cumva să intri în liceu și acolo să faci numai anumite materii și să nu mai faci altele? Da, și cumva să fie o chestie foarte la alegerea ta, pentru că, de exemplu, mie personal mi-a plăcut foarte mult istoria și o îndrăgeam și foarte mult pe doamna mea de istorie și mi-ar fi plăcut să fac, nu știu, 8 ore pe săptămână cu ea, nu neapărat doar de istoria României sau ce ni s-a predat în 9-12, cât, nu știu, și istorie universală sau psihologie mi-ar fi plăcut să fac mult mai mult sau sociologie, chestii de care chiar eram pasionată și în același timp să reușesc să performez mult mai bine la acele materii. Cred că cumva eu așa aș vedea-o. Și să ai cumva libertatea de a alege ce vrei să înveți, că mi se pare că înveți lucrurile diferite atunci când ești pasionat de ce înveți. Da, care au fost materiile tale preferate? Istoria, dar din nou, pentru că am îndrăgit-o și foarte mult pe doamna profesoară. Mi-a plăcut una foarte mult când eram mică. Nu mi-a mai plăcut că am intrat la liceu, că îmi plăcea foarte mult partea de gramatică. Și cred că mi-a plăcut și foarte mult sociologia. Da, mi-a plăcut foarte mult și din cauza faptului că, datorită faptului că fac dezbateri și cumva îmi plăcea foarte mult să vorbesc. Și atunci sociologia mergea mână în mână cu asta. Atunci o să te întreb, acum că ai ajuns la finalul liceului și vei lua decizia capitală pentru viitorul tău, am să te întreb, ce vrei să faci în continuare? Ce carieră vrei să urmezi? Vreau să dau la facultate la UBB, la FSPAC, la profilul de comunicare și relații publice și mai departe probabil îmi doresc un masterat tot în acest domeniu cu gândul și cu marea speranță că o să ajung vreodată manager în PR, adică am și o firmă la care îmi doresc foarte tare să ajung pentru că tot timpul am fost pasionată de oamenii care lucrează în spatele oamenilor pe care îi vedem la televizor. Ești un copil educat, un copil care a învățat, probabil că începând din clasa 1 până în clasa 12, ai depus un efort în sensul acesta, pentru că eu știu că rezultatele acestea de 10 curat se obțin foarte, foarte greu și în spatele lor se ascunde o mare muncă și sacrificii. Ce consideri tu că ai sacrificat pe parcursul acestor ani? Bănuiesc că ai făcut și sacrificii. O să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră. Da. Și o să vă spun că, da, într-adevăr, am fost un copil care a învățat foarte mult până prin clasa 8-a. Undeva din clasa 9-a nu am mai avut același interes pentru școală, pentru că aveam anumite frustrări față de materiile pe care le fac. Nu mi se pare că am sacrificat ceva, decât poate în clasa 12, într-adevăr, am avut momente în care n-am mai ieșit atât de mult sau n-am mai stat atât de mult cu prietenii mei sau cu familia, pentru că nu aveam timp și eram foarte stresată, dar în rest chiar nu consider că am făcut vreun sacrificiu enorm ca să am 10 în bac. Dar te-aș întreba, îți place să citești? Da, îmi place super mult să citesc. Mai mult îmi place să fac dezbateri. Cred că asta e cea mai mare pasiune din viața mea, să vorbesc. Și mi-a plăcut foarte mult să fac dezbateri. Îmi place să citesc mult mai mult informație pură, cumva. Adică citesc enciclopedii de politică, de economie.
mai nou am început să citesc filozofie, deși nu este cea mai bună idee. De ce? Eu cred că este, mai ales că acum la vârsta asta e... Înțelegi altfel. Da, asta e problema, vârsta, că eu oricum aveam întrebări existențiale de mult, da. De când eram mică și cumva oamenii ăștia vin cu răspunsuri foarte, foarte diferite unul față de celălalt și este destul de greu să îi înțelegi pe toți, mai ales când nu ai pe cineva care să te îndrume cumva și să-ți explice pas cu pas, dar încerc să mă concentrez pe asta, adică chiar mi-aș dori să pot să înțeleg marile filozofii, în special politice, ale, nu știu, lumii în general. Ți-ar plăcea să faci parte din viața politică? E o întrebare destul de complicată. M-am tot gândit la ea. Nu știu ce să vă zic. Că e cumva... Da, mi-ar plăcea. În același timp am îndoieli că aș reuși în viața politică. Dar... Așa că... Eu mereu le spun tinerilor că doar ei ar putea să schimbe ceva și dacă s-ar uni și ar fi motivați cu spiritul lor mai revoluționar, cu faptul că sunt corecți, cu mult bun simț, educați, ar putea să pună umăr lângă umăr și să vină cu un val nou, cu o altă viziune, și lucrurile cumva să se rostogolească într-o direcție bună. Deci ar fi chiar indicat să faceți lucrul acesta, doar voi puteți să schimbați ceva. Da, clar, dar mi se pare că schimbarea substanțială aici se face la nivel de microsocial, microsocietate, cumva... Tu ar trebui să schimbi oamenii din jurul tău, pentru că să țintești la 19 ani la viață politică este nu foarte realist, din punctul meu de vedere. În sensul de încerc să-mi încurajez părinții, prietenii, să aibă un spirit civic cât mai dezvoltat și să nu mai facă anumite chestii, să se informeze atunci când votează, să nu asculte... tot ce aud la televizor sau tot ce văd pe internet, să le pese cu adevărat de cine conduce țara asta, de ce se întâmplă în țara asta și să nu mai fie așa ușor de influențat de chestiile astea. Dar și mai mult de atât, mi se pare că cumva tu ca și persoană ar trebui să fii foarte conștient de acțiunile tale și de cum impactează oamenii din jurul tău. Adică, da, poți să te bagi în viața politică sau ai putea să alegi să fii o persoană foarte implicată în ONG-uri și altfel de activități din astea de voluntariat, care ajută la fel de mult. Tu ai făcut voluntariat pe parcursul liceului? Da, am făcut voluntariat. Sunt și membru ONG Ardor, Asociația de Dezbateri din România. Dar am făcut voluntariat de fiecare dată când mi s-a dat ocazia și cu dezbaterile și cu consiliul elevilor, absolut orice am încercat să ajut și încerc să ajut și când nu e vorba de o diplomă pe care o primesc și mă ajut undeva. Te-ai gândit să îți faci vocea cumva auzită și să explici altor tineri că tu ai vrea să schimbi ceva, că astea sunt ideile tale, că este bine să gândească corect în privința alegerilor politice și al oamenilor pe care îi votează, că ar fi bine să facă voluntariat, să ajute pe ceilalți oameni. Te-ai gândit vreodată că ai putea să faci ceva în direcția asta, adică chiar să îți exprimi aceste idei public? Cred că o fac destul de des în viața mea privată. Apreciez foarte mult inițiativele de genul inițiativei pe care a avut-o Shelly, dacă o cunoașteți, cu toată faza cu Ministerul de Educație și așa. Nu o cunosc, dar... Da, a făcut o grămadă de lucruri interesante în privința schimbării sistemului și cumva a ajuns la foarte multă lume. Dar mie mi se pare că pe lângă schimbarea asta pe care și-o dorea el extraordinar de tare, e important ca tu să-ți schimbi oamenii din jurul tău, pentru că mai bine știi că schimbi
patru oameni și că cumva chiar le pasă de chestiile aia pe bune, decât să am o influență foarte mare asupra niște foarte mare ca număr, dar nu o influență foarte mare la nivel de impact emoțional pe care l-am eu asupra oamenilor ăla. Că mi se pare că se pierde cumva conexiunea interpersonală dintre voi doi în momentul în care eu postez un story pe Instagram pentru 2000 de oameni. Nu o să ajungă la fel cum ar ajunge, de exemplu, dacă aș vorbi cu Hera. Da, dar poți să faci și în jurul tău și poți să faci și pe Instagram, cum atâtea lucruri circulă pe Instagram sau pe TikTok care efectiv nu au sens sau sunt lipsite de esență și de un lucru educativ și totuși prind la oameni, poate ai reușit și tu cu ideile tale care sunt frumoase și sănătoase să influențezi, chiar dacă influențezi o mică parte dintre tineri sau adulți. Da, nu știu, n-a fost niciodată dorința mea numărul unu. Mi se pare că e foarte greu de suportat să fii o figură publică. Adică există o grămadă de presiune pe tine și nu mi-aș dori să mi-o asum foarte mult. Adică îmi place viața mea momentan foarte tare și nu mi-aș dori să, nu știu, am o grămadă de urmăritori pe Instagram, indiferent de ce aș posta și așa. Mi se pare că sunt foarte multe lucruri pe care le pierzi din viața ta. Poate mai târziu, când o să am maturitatea de a suporta, nu știu, pierderea intimității și vieții personale destul de tare și invadarea vieții tale, poate atunci o voi face, dar momentan nu mă simt pregătită să încerc să influențez oamenii la un nivel mult mai mare decât o fac acum. Îți mulțumesc pentru răspunsurile tale frumoase și acum te întreb dacă există vreo carte pe care ai citit-o tu sau ai văzut vreun film care crezi tu că cumva ți-a marcat într-un fel sau altul viața sau gândirea, okay, sau perspectiva de viziunea ta despre lume, despre viață. O să mă gândesc puțin la acest răspuns, da, ca să fie unul bun. Nu cred că am avut o carte care chiar să-mi schimbe fundamental viața. Mi se pare că toate să te marcheze cumva, într-un fel. Toate cumva au avut un impact asupra mea, dar citesc și foarte multă narațiune beletristică și nu, adică n-a însemnat foarte mult, poate Harry Potter când eram foarte mică sau cărți în general de copii, adică n-au fost chestii foarte profunde la mijloc și nici neapărat filme. Adică au existat filme care chiar m-au făcut să mă gândesc, nu știu, la viață în moduri diferite, dar pentru câteva ore, cred că există mai mult oameni care m-au impactat foarte tare decât cărți și filme. Așa văd eu lucrurile. Ai avut modele în viața ta? Da, am avut foarte multe modele. Mi-am luat modele din absolut toate locurile în care am fost, de la sora mea mai mare când era micuță, care și a învățat foarte bine, până la oameni de la dezbateri care erau mai buni ca mine și care acum lucrează și câștigă foarte bine, la profesori, la absolut oriunde mergeam, cumva găseam un model în viață și luam ca și pe exemplu. La un moment dat nu mi se mai potrivea, că nu mă mai simțeam eu neapărat pe aceeași undă ca și omul respectiv, dar consider că m-a ajutat foarte mult și că am avut destule. Ce activități extrașcolare, deci în timpul liber, ce-ți place ție să faci cel mai mult? V-am zis, dezbateri și pe lângă dezbateri îmi place să pictez, să dansez, am dansat de când eram mică. Îmi place foarte mult să mă plimb, cred, să stau în natură. Chestii care cumva mă liniștesc foarte mult pe mine când sunt singură. Povestește-mi o întâmplare haslie din timpul liceului. Mă gândesc că ați avut. Da, sunt sigură că au fost.
Dacă vreți să vă zic așa perspectivă despre ele, am fost un copil foarte nonconformist și cu care te înțelegeai foarte greu, indiferent de cine erai ca și profesor. Și îmi pare foarte rău pentru asta, acum că stau și mă uit. Dar tot timpul eram genul de copil care avea ceva de comentat. Colegii mei și la predarea chei au avut mențiune pe diplomă cu doamna, cu tot respectul, nu vreau să mă cert, dar merg că tot timpul spuneam chestia asta prin clasă și tindeam să fiu o persoană cu care e greu să te înțelegi și îmi pare rău că le-am făcut viața mai grea. Sper că s-a meritat totuși, dar și dacă nu te certai cu mine, aveam foarte multe întrebări foarte stupide. Și un exemplu de întâmplare a fost că eu la istorie tot timpul înțelegeam lucrurile dacă mi le explicai ca la copii foarte mici. Adică dacă mi le explicai ca la copii foarte mici, după care le dezvoltam eu și înțelegeam ce se întâmplă. Și tot timpul când doamna noastră de istorie întreba câte ceva, eu răspundeam cu da, Rusia s-a supărat pe America și au zis nu mai suntem prieteni. Și tot timpul râdea și mi se părea foarte drăguț din partea ei că nu-mi zice, măi, Anda, ce-i în capul tău? Da, adică cumva te-a lăsat să te manifesti liber, da. Să-ți manifesti personalitatea. Exact. Atât timp cât nu depășeai limitele, cred că erai și amuzant. Adică. Da, probabil. Probabil eram puțin șoadă, că știu că râdea în general și am apreciat că nu mi-a zis niciodată ceva rău despre asta. Ce rol au avut... Ce rol, ai simțit tu că au avut părinții tăi în viața ta, pe parcursul vieții tale? De 18 ani sau 19, câți ani ai? Mi se pare că am apreciat foarte mult la părinții mei că mi-au oferit toată independența de care am avut nevoie, pentru că am fost un copil foarte încăpățânat de mic. Adică mama obișnuia prin clasa întâi să-mi verifice caietele și aveam crize de personalitate grav. Spuneam, nu, îmi luam caietul, începeam să plâng, nu se poate întâmpla chestia asta. Și sunt și o persoană care nu poate să stea locului, nu puteam nici în clasă, nu pot în general în viață, trebuie să plec tot timpul, să fiu în mișcare. Și tot timpul mi-am dat independența de a face ce îmi doresc, de a alege unde vreau să merg la liceu, de a alege dacă vreau să stau acasă, dacă vreau să plec în Iași, în București, în Constanța. Tot timpul m-au lăsat pur și simplu să fac ceea ce îmi doresc, pentru că știau și că n-au cu cine, că m-aș juca foarte tare. Și probabil au avut și încredere în tine pentru că ai dovedit că ești un copil responsabil. Da, da, am apreciat și foarte mult încrederea pe care ai mei cumva mi-au inspirat-o. Și deci asta consider tu că a contribuit foarte mult la dezvoltarea ta. Da. Faptul că părinții tăi ți-au dat libertate și că te-au susținut în tot ceea ce ți-ai dorit tu să... Da, da. Așa cred că m-au impactat foarte mult părinții mei și că cumva au avut un rol în formarea personalității mele. Ce sfat le-ai dat copiilor care încep acum liceul? Să se gândească foarte bine dacă sunt unde trebuie, dacă le place ce fac, dacă le place unde sunt, cu cine sunt, dacă le place colectivul, dacă le place cine sunt ei cu adevărat, dacă asta vor să fie, ce vor să fie, nu numai cap. Nu știu la ce facultate vor să meargă, cât și cum sunt ei ca și persoane, dacă ei sunt mulțumiți cu, nu știu, personalitatea lor, cu gesturile lor, cu absolut orice, și dacă nu sunt și nu le place unde sunt sau orice chestii de genul, să înceapă să lucreze activ să schimbe chestia asta la ei. Uite, să zicem că am o baghetă magică și ne teleportăm în timp peste 10-15 ani. Cum te vezi tu peste 10-15 ani? Nu am gândit niciodată la asta. Cum ai vrea să arate viața ta? Ce ai vrea să obții, să realizezi? Eu sunt foarte mulțumită și în prezent cu viața mea. Deci nu știu dacă aș vrea să se schimbe foarte mult decât la nivel profesional, este clar. Dar mi-aș dori ca peste 15 ani, indiferent ce fac la nivel profesional, pentru că am încredere că o să reușesc în chestia asta, indiferent de ce îmi propun, mi-aș dori să știu că iubesc la fel de mult viața și că îmi plac la fel de mult oamenii și că sunt la fel de pasionată de ce fac cum eram în liceu și că, indiferent de cine a fost în fața mea, tot timpul am spus ce am gândit. Cred că asta
trebui să am peste 15 ani, să nu-mi pierd cumva din spiritul ăsta de demnitate și de copil non-conformist, rebel dubios. Ai vreun moto care te conduce în viață? Nu, sincer, chiar nu. Adică nu m-am gândit niciodată la asta. Dar presupun că încerc să fac orice aș face în viață în funcție de cât de morală e acțiunea respectivă. Adică cum o văd eu mai bine și încercând să rănesc cât mai puțin oamenii din jurul meu sau pe oricine altcineva sau pe mine. Ești un copil prietenos. Sau se poate spune. Care este relația ta cu ceilalți, cu oamenii din jur? Mă înțeleg, sunt foarte extrovertită, dar nu sunt neapărat extrovertită într-un mod foarte drăguț. Adică dacă nu te plac, o să fac foarte clar că nu te plac și o să-mi pară rău de chestia asta, dar nu sunt genul care să poată înghiți o persoană foarte mult dacă nu este dragă. Și sunt genul de persoană care are foarte puțin prieteni, dar la care ține incredibil de mult. În rest, vorbesc destul de deschis cu toată lumea, dar din nou, dacă nu te plac, nu tind să fiu cea mai prietenoasă persoană. Din păcate, încerc, dar uneori personalitatea mea refuză. Anda, noi ne apropiem de sfârșitul emisiunii. A trecut foarte repede timpul în compania ta. Îți mulțumesc din suflet că ai venit aici. Îți mulțumesc din suflet că ai fost atât de sinceră și chiar ți-ai deschis sufletul în emisiunea cu sufletul deschis. Aș dori să dai un mesaj. Cui dorești tu? Părinților, profesorilor, prietenilor, surorii tale, cui dorești tu să te uiți în camera aceea și să dai un mesaj? Țin să vă mulțumesc tuturor oamenilor care au fost aproape de mine și care m-au ajutat și suportat emoțional și m-au împins de la spate să am încredere în mine că o să reușesc cel puțin la BAC, printre care Andrada, Mirel și toate persoanele, sora mea, mama, toată lumea care m-a susținut în vreun fel. Dar mai mult de atât, cred că vreau să le transmit copiilor de acasă că n-ar trebui să-și facă griji și că cel mai important e să aibă încredere și să fie serioși când e vorba de BAC, pentru că chiar se merită să aveți rezultate bune, că e viitorul vostru în joc. Îți mulțumesc mult, Anda, îți doresc succes în tot ceea ce îți propui să faci de acum înainte. Te mai aștept cu mare drag în emisiunea noastră și aici la Independent TV Hunedoara. Îți doresc multă sănătate și să-ți îndeplinești toate visele. Și eu vă doresc și vă mulțumesc frumos că m-ați invitat. A fost o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc, Anda. Aceasta a fost emisiunea noastră cu sufletul deschis de la Independent TV Hunedoara cu Anda, unul din cei 162 de copii cu media 10 la bacalaureat. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături. La revedere!